Copiii sunt cei mai răsfățați zilele acestea de către hotelieri. Li se organizează zilnic petreceri, bătăi cu apă și concursuri de toate felurile. Ei sunt motivul supraaglomerării litoralului. Sunt în vacanță cu toții, și cei de școală generală și liceenii care au terminat bacul, dar și viitorii studenți care au terminat formalitățile de înscriere la facultate. Cu toții respiră ușurați, unde altundeva decât la mare. Suntem aproape de maxim 90% și ne așteptăm ca și următoarele weekenduri să fie tot atât de aglomerate. Practic, pentru mâine mai sunt în jur de 15 camere. Din câte? Din 330. Care sunt prețurile acestei perioade? Deci o cameră dublă cu două mici dejunuri incluse este 300 de lei, iar o garsonieră cu 3 mic dejururi incluse este 440. De mâine va fi puhoi de lume la malul mării. Hotelurile nu mai fac față rezervărilor, parcările vor fi pline la refuz, iar pe plajă bătălia pentru șezlonguri se va da încă din zorii zilei. Este vârful sezonului, cea mai aglomerată perioadă a vacanței de vară la mare, când românii golesc orașele și se îndreaptă către stațiunile estivale. Fiind vârf de sezon, cu siguranță vom avea foarte mulți turiști pe litoral. Vedem hotelurile că sunt pline, deja turoperatorii anunță că mai sunt puține locuri de cazare, iar pachetele fiind vândute încă din early booking din toamna și în primăvara acestui an, cu siguranță va fi foarte greu să facem față solicitorilor de ultim moment. Și nu doar Mamaia va fi sufocată, așa cum ne-am obișnuit până acum. Nici în restul stațiunilor lucrurile nu vor sta altfel. Sudul a început să umple de o săptămână, dar din păcate mai sunt mici probleme, în special pe trafic. În Mamaia este în jur astăzi, în jur de spre 80-85%, în weekend este 100%. Nici pe plajele de fițe din Mamaia nu mai găsești locuri. Românii cu dare de mână care vin aici nu se uită la bani și plătesc oricât în aceste zile pe litoral. Totul costă, mai ales dacă ai pretenții, însă o vacanță reușită merită și o cheltuială pe măsură. Cam câți bani lași într-o zi de vacanță? Cred că 250 de lei. E mult, e puțin? Nu e nici mult, nici puțin. Așa. Fără cazare? Fără cazare, da. De la 150 la 250 de lei. Asta așa, strictul necesar, să zic așa. Da, la necesități, da, necesități normale fiecărui om, fără exagerări. Dacă mai e un schijet sau altceva. Da. Deja am depășit 240 de ron pe noapte. Hotel, să înțeleg. Da, camera de noapte, da. E mult? E puțin bani? Pentru perioada asta este în regulă, cum v-am spus. Ce se mai duc banii în vacanță? Pe ce dorește copilul? Pe ce mai dorește soțul? Pe ce mai doresc eu? Ce vedem? Da. Una peste alta, nota de plată a vacanței, cam cât lăsați aici la mare? În 4 zile, 4 nopți? Rotund. Nu știu, să spunem cam 3.000 de ron. Vârful de sezon va dura până în ultimul weekend al lunii august, apoi prețurile vor da înapoi, iar aglomerația va dispărea încet.